Bă, începe filmarea. Cosmin Aleuca, tras 1. Cosmina? Da, Mimi, am zis, da. Da, urmează să cânti. Da? Succes. Mulțumesc. Ce peste bun mi-ați dat. Hai cu mine. Da. Da? Ești pregătit? Da. 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 Sunt pregătită de câteva ori. Mulțumesc. Da. 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 Am rivele goro, mama. O, am rivele goro, mama. Era așa un pic speriată, panicată. Da, mă gândeam că nu mai cânt. Eram așa, nu... Nu știai ce să mai crezi, ce să mai simți. Da, eu vreau să cânt. Mulțumesc. Asta este tu ce-ți dorești în viață. Am rivele goro, mama. Am rivele goro, mama. Am rivele goro, mama. Acolo zbierau munții. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnișoară! Mă numesc Cosmin Aleuca, am 25 de ani și sunt din Gherla. Ce gând te aduce pe la noi? Pasiunea pentru muzică, bineînțeles, și dragostea de a transmite oamenilor emoții frumoase. Ce emoții frumoase știi tu? Fericire, recunoștință. Patriotism, dragoste de părinți. Iubire, exact. De este, da? Fain, o să ajungi departe, da. Deci o să ne cânți o piesă patriotică? Nu. Voi cânta o piesă de repertoriul lui Celine Dion. Dați-și niște apă, vă rog. Cu ce te ocupi? Zine și nouă un pic despre tine. Sunt psiholog. A, de asta ne-am relaxat noi toți așa. Stăteam așa pe canapă. Da. Mai aveam un pic și mă întindeam. Psiholog și... Și acum am terminat studiile, nu am început încă să practic propriu-zis. Uite, asta este prima ta ședință. Bine, cu cine să încep? Și ce părere ai despre cu asta? Mine. Nu știu, spune despre tine. M-ai nimerit aici. Ai nimerit, o să zică tot. Da. Bun, cu cine ai venit? Cu soțul meu și fetița mea de 1 an și 9 luni. O, să vă trăiască. Seara, mulțumesc frumos. Uh-huh. Soțul cu ce se ocupă? Soțul meu este preot. Oh. Pace tuturor. Doamne, iartă-mă, Doamne. Te-ai emoționat când am spus că sunt preoteasă sau de ce? Nu. Eu am niște amintiri din copilărie eu. Am înțeles. Vorbim dacă vrei în terapie. Da. Glumesc. Are și un verișor preot și na. Da. Foarte frumos. Da. Păi, eu zic să te ascultăm cântând. Da, da, cel mai bine. Sigur, sper să vă placă. Să nu te defocusăm. Și noi sperăm. Baftă multă. Mulțumesc. Hai, Cosmin. Well, I'd give everything up. There's no words that can describe what I feel deep inside. So I let this song say it all. No. Deasupra tot, no. False, no. Then I hope you understand. Once you've listened till the end, heard the music in my head, so before I could forget, I start singing. Ce sunt în pumă, nene? Hai să oprim. Yeah, I was singing. Da. This. Stai, gata, Uleac, stop singing un pic. Cântă-te rog altceva. O piesă leasă foarte greșit. Înțeleg că ți place și înțeleg și de ce. Dar ascultă, piesa este și complicat de cântat și da, ai falsat-o mai de mult decât îi permis. Cântă-te rog ceva mai simpluț, așa cum îți place ție, cu vocea ta. Okay. Fără să fii Celine Dion, fără să fii preoteasă, fără să fii nimic. Cântă tu, pur și simplu, ceva. Alege tu ce îți place ție. Ok. So this is who I am, and this is all I know. And I must choose to live for all that I can give. Sună fix ca Celine Dion. Da, the spark that makes the power grow. And I will stand for my dream. Bă, lasă-mă în pace, mă. Dacă închizi ochii, jur că e Celine Dion. Da. In who I am.
But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Da, mă, da, and da, I won't let my heart control my head. But you are my only. N-aș opri-o, Doamne, eu n-aș opri-o acum. Nu, las-o. You don't say goodbye. We don't say goodbye. And I know what I've got to be. Immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. Așa, okay. Gata. Ajunge. Mulțumesc. Bă, deci... Vă mărturisesc. Mărturisește. Dacă eram cu ochii închiși, juram. Bă, ce ați făcut, mă? Ați auzit-o pe Serin? Pe cuvântul meu, pe... Suntem în Las Vegas aici. Mi se pare fantastic. Absolut. Deci asemănarea cu Celine Dion este izbitoare. Și tehnica, totul. Tot, bă, și respirațiile, tremuratul ăla. Este ceva... Nu pot să înțeleg cum ai reușit. Adică asta mi se pare o performanță în sine. Să sune atât de aproape, ca timbru, ca tehnică, ca sensibilitate. Mi se pare fantastic. Mulțumesc mult. Partea mai puțin bună este că nu cred că poți să câștigi superstar imitând pe cineva. Deci dacă tu doar așa cânti, vei fi doar o imitație de Celine Dion. Extraordinară, ce-i drept. Cu siguranță, dacă erai la România au talent sau la... Sau la Vocea României. Sau la... Nu, la România au talent, dacă și erai... Și la Vocea României parcă câștigase un băiat la care România... era o imitație de Michael Jackson. Oare la ce echipă a fost? Haide, mă, revinos, că nu era o imitație de Michael Jackson. Dar cânta Michael Jackson, n-am auzit pe nimeni cântând așa. Ofticos, că a pierdut. Nu, eu nici n-am fost, mă. Nici atunci. Măcar n-a fost. Adică, ce, nu înțeleg ce oftică. Așa. Oftic m-am făcut paralela. Da, mă, da. Ideea este că nu știu dacă poți să câștigi un concurs cum e Superstarul, dar cu siguranță vreau să te mai aud. Asta pot să spun clar. Al doilea cântec, bă, direct. Nu. Deci, mă păcăleam direct. Dacă îmi punea cineva, zic, bă, uite, m-a venit Celine Dion la Superstar. Haide, mă, lasă-o. Ia-o. Mulțumesc mult. Wow. Cânt și alte stiluri, tot cu vocea asta? Da. Zi doar niște stiluri diferite, să vedem, niște genuri diferite de muzică. În afară de muzică bisericească, a zis, nu? Asta nu. Nu, chiar da, și muzică bisericească ar fi interesant să aud cu vocea lui Celine Dion. Oh, chiar ar fi. Ok, o să încerc. Dar nu o să sune chiar ca Celine Dion ca înainte, pentru că e română. Păi ești asta și ideea. Asta vrem să te auzim pe tine, puțin. Cosmina. Ok. Ridică voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la cerul și pământul. Așa. Foarte frumos. Foarte frumos. Da. Foarte da, frumos. Da. Chiar eu. Băi, din partea mea e un da. Mulțumesc. Mr. Carlos. Eu zic că noi n-avem bani să o aducem pe Celine. Și atunci? Da. Plus la asta, noi n-avem nicio fel de posibilitate să o facem pe Celine să cânte altceva decât Celine. Corect. Corect. Dar noi avem un Celine de-a nostru care o să cânte altceva, când ne promite. Nu o să cânte Celine. Nu, că este o Celine care cântă Celine. Da, noi exact. Avem un Celine care cântă altceva. Eu sunt foarte curios, la fel ca și Smiley, în privința la ce ne vei prezenta data viitoare. Tare sper să te văd în etapa următoare. Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Ai doi de da. Raluca? Eu nu știu care e problema, ce s-a întâmplat cu prima piesă. Are multe schimbări, are multe. Nu, a început de la început. Da, avem deci, tendința să fii deasupra. Există totul. Posibilitatea să fie faptul că tu te-ai obișnuit să cânti în biserică fără acompaniament? Nu cred, că de obicei acasă cânt pe negative, adică fac karaoke fost și așa. Peste ton, 100%. Am avut emoții, cred, la prima piesă, mult mai mari decât la a doua. Eu
tare aș vrea să mergi acasă să mai studiezi un pic pe negative sau pe instrumentale, pe care vrei tu, și să încerci să te acordezi cu... Și data viitoare când vei veni, pentru că va decide Mariu și sper să fie mai bun ca mine în seara asta, ne vei cânta Celine, Ce vrei tu și pe alte piese. De la mine astăzi dai un nu. Mulțumesc! Ar fi păcat să nu auzim varianta de la Superstar de... Uite, poți să-ți zici Coselina. Sună bine. Mulțumesc. Ai un daș de la mine, Cosmina. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Hai să bravo, îți aduc un bilet de aur. Mulțumesc. Felicitări. Coselina. Coselina. Ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc frumos. Pa. La revedere. Pa, pa. Bravo. Salut. Mulțumesc.